stat în cont. Bună ziua tuturor! Înainte de a începe lucrările ședinței, vă rog să ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului de stat. Articolului 54 aliniatul 1 și aliniatul 2, articolului 57 aliniatul 3, articolului 59 aliniatul 1 și articolului 60 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, modificată și completată ulterior, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolului 6, 6 indice 1, articolului 7 și articolului 14 aliniatul 1 și 2 din legea numărul 393 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolelor 1, 9, articolelor 11, 13 și articolului 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat în ordonanța guvernului numărul 35 din 2002 cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile articolului 6 aliniatul 2 litera B din hotărârea guvernului 460 din 2002 pentru aplicarea unor prevederi ale legii 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 26 din legea 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, emit următorul ordin. Consilierii locali, declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, sunt convocați pentru ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Dărmănești, astăzi data de 24 iunie 2016. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. În continuare, voi da cuvântul doamnei președinte a Biroului Electoral de Circumscripție Locală Dărmănești pentru a vă prezenta rezultatele alegerilor locale, alegerilor din data de 5 iunie 2016. Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală numărul 6 Dărmănești a fost de 11.535 de cetățeni. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 6.393
Și numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 5.847, reprezentate, repartizate după cum urmează. Pentru Partidul Național Liberal, 575 de voturi. Pentru Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 2.459 de voturi. Pentru Partidul Social Democrat, 2.077 de voturi. Pentru Partidul Mișcarea Populară, 181 de voturi. Pentru Asociația Partida Românilor Pro-Europa, 95 de voturi. Pentru Partidul Social Românesc, 212 voturi. Și candidatul independent, Tongu Anton, a avut 248 de voturi. În continuare, voi prezenta numele și numele candidaților cărora li s-au atribuit mandate. Pentru primul, Constantin Toma pentru ALDE, Buzatu Mihai pentru ALDE, Nicotim Elena pentru ALDE, Mititelu Vorchiza ALDE, Pop Iuliana ALDE, Balașion ALDE, Lasca Iuliana ALDE, Stoica Adriana ALDE, apoi Balaș Constantin PSD, Pădurariu Gheorghe PSD, Picoi Vasile PSD, Roman Viorel PSD, Cămară Gheorghe PSD, Moise Carol PSD, Simeon Neculai PSD, Mila Fănel PNL și Diaconescu Marius PNL. Iar supleanții Cotfas Vasile ALDE, Mocondurean Florentina Ioana ALDE, Paele Cosmin Marian ALDE, Voacă Mihai ALDE, Asandi Santu ALDE, Stapalu Ioan ALDE, Mila Dan ALDE, Stângaciu Mihai ALDE, Buzescu Adrian ALDE, Ailene Adrian ALDE și Lochi Valentin ALDE, Stângaciu David ALDE, Bălănucă Constantin ALDE, Tricop Nicușor ALDE, Despa Teodor PSD, Apetrei Dumitru PSD, Curteanu Vasile PSD, Tiurtucă Vasile PSD, Bubuș Toade PSD, Militeru Dan PSD, Micloș Gheorghe PSD, Alupei Mioara PSD, Cojocea George PSD, Florian Neculaie PSD, Ciurlică Titi PSD, Cuvila Alexei PSD, Munteanu Vasile PSD, Abare Alexandru PSD, Asante Gheorghe PNL, Mila Mioara PNL, Cotfas Mihai PNL, Cengher Ilie PNL, Chivu Andrieș Iulian PNL, Nicolim Elena PNL, Călugărul Mărioara PNL, Argoniță Costel PNL, Crăciun Alecu PNL, Rusu Radu PNL, Adelan Vasile PNL, Filip Vasile Florin PNL, Prifis Ciprian Corneliu PNL, Roman Ana PNL, Ruteanu Constantin PNL, Gârțu Iulian Vasile PNL și Iurcanaș Lucian PNL. Mulțumesc! În continuare, îl invit pe cel mai în vârstă consilier local, decanul de vârstă, consilierul local cu cea mai bogată experiență de viață, să vină alături de mine, să preia conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. Înțeleg că este vorba de domnul Buzatu Mihai. Vă rog frumos, domnul consilier. Domnul Buzatu va fi asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Vă rog frumos. Domnul Cosma. Domnul Cosma. Cotfas. Așa și Paierele. Paierele. Aici, mă rog. Da. Mai sunt două sau așa. Domnul
ați luat material? Nu, cred că nu știu foarte bine cu dumneavoastră, dar și cum o să vă iau onoarea asta. Dar eu am un gram, un program și aș vrea să ne punem puțin de comun acord, da? Să depășim anumite momente, da? Deci, trebuie să mulțumesc pentru onoarea care mi se face. Este o onoare impusă de vârstă și sper că se vor putea derula într-o onoare în bune condiții lucrările ședinței de astăzi. Intrăm în ordinea de zi. Din totalul consilierilor aleși în număr de 17, sunt prezenți 17 consilieri, ceea ce înseamnă unanimitate, situație în care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Da, o să dau din nou citire ordinii de zi. Este vorba la punctul 1 de alegerea Comisiei de Validare, punctul 2, validarea mandatelor de consilieri local, declarația aleși la alegerile din 5 iunie 2016, 3, depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate, 4, alegerea președintelui de ședință, 5, prezentarea validării alegerii primarului, 6, depunerea jurământului de către primarul localității, 7, alegerea viceprimarului și 8, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Este vorba de alegerea Comisiei de Validare. Potrivit prevederilor legii 215-2001, articolul 31, aliniatul 2, privind administrația publică locală. Consiliile locale aleg prin vot deschis dintre membrii lor pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Consider că raportat la numărul de consilieri ai Consiliului Local de la Bărânești, consider că, mă rog, comisia poate fi formată din 5 membri. Supun la vot numărul de membri ai Comisiei de Validare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Și abține. Dat fiind aprobarea numărului de consilieri locali de 5, rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleșilor locali în Comisia de Validare. Dacă doamna Mititelu, da, poftiți. Din partea grupului ALDE propun pe doamna Oana Mocondureanu, doamna Adriana Stoica și domnul Cotfas Vasile. Dar mai sunt și alte propuneri? Da, domnul Mititelu. Partea grupului PSD, domnul Vespa, da. Domnul Moise. Da, mulțumesc. Dar mai sunt și alte propuneri? Sunt cinci propuneri. Da. Supunem la vot cele cinci propuneri. Mocondureanu, Cotfas, Stoica, Despa și Moise.
Da, doamna Mondureanu Oana de la ALDE. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc, domnul Portas de la ALDE. Mulțumesc, împotrivă? Abțineri. Doamna Stoica Adriana. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă și abțineri. Domnul Desta Teodor de la PSD. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă și abțineri. Și domnul Moise. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Se aprobă constituirea Comisiei de Validare. Și se adoptă cu această ocazie prima hotărâre a Consiliului Local, hotărârea numărul 1. Vă mulțumesc. Invit membrii Comisiei de Validare să se retragă pentru analizarea dosarelor consilierilor locali, pentru întocmirea procesului verbal și pentru, în baza constatărilor efectuate, să permite în fața noastră cu propunere de validare sau de invalidare a consilierilor. În biroul domnului primar, înțeleg că a luat această deliberare. Da? Și domnilor și doamnelor consilieri, vă rog frumos să vă desemnați un președinte și un secretar. În perioada aceasta, cât Comisia de Validare analizează, vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări cu privire la validarea mandatelor de consilieri. Pe baza dosarelor în ordine alfabetică, Comisia elaborează propuneri de validare sau de invalidare a mandatelor, propuneri care se consemnează într-un proces verbal. Dacă primarul a cărui mandat a fost validat în hotărâre judecătorească, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar, sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile, conform legii 161 din 2003, optează în scris pentru renunțare la funcția de consilier, va fi examinat în vederea validării dosarul supleantului, respectiv a supleanților, de pe aceeași listă, în conformitate cu prevederile articolului 91 aliniatul 3 din legea 161 din 2003. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de Comisia de Validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de biroul electoral. Dacă până la data validării un candidat declarat ales nu mai este membru al partidului pe a cărei lista a candidat, se validează următorul candidat din lista respectivului partid la cererea scrisă a partidului. Validarea sau invalidarea mandatelor se va face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Cu mențiunea că consilierul local al cărui mandat este supus validării nu votează. Da? În completare, aș vrea să mai spun că tot am vorbit de condiții de eligibilitate. Acestea, conform legii 115 din 2015, sunt următoarele. Candidatul trebuie să aibă vârsta de minim 23 de ani la data desfășurării alegerilor, să aibă domiciliu în unitatea administrativă teritorială în care candidează, să nu fie declarat alienat sau debil mental, să nu-i fi fost retras drepturile de a alege și de a fi ales prin hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă. Sper că sunteți interesați de această ședință, cu tot respectul. Mai fac apel la răbdarea dumneavoastră să vină domnii consilieri și domnul președinte al Comisiei de Validare să le prezinte procesul verbal. Vă rugăm frumos să faceți liniște. Comisia
finalizat dosarele celor 17 consilieri locali. Domnule președinte, vă rog frumos să dați cuvântul Comisiei de Mandat. Da, dau cuvântul doamnei președinte a Comisiei de Validare, doamna Bogdana Oana, pentru a prezenta rezultatul verificării legalității alegerii noastre în funcție de consilier local. Comisia de Validare constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare. Fapt pentru care am hotărât să propună validarea tuturor consilierilor locali, conform tabelului alătat. Domnul Buzatu Mihai. Spuneți la vot, da? În ordine alfabetică, cine este pentru, împotrivă, abține. Da? Din partea partidului ALDE, domnul Buzatu Mihai, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Din partea partidului ALDE, domnul Constas Vasile, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna Michitelu Văchița, ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna Mucondureanu Florentina Ioana, din partea partidului ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna Nicodime Elena, din partea ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna, domnul Paierele Cosmin, scuzați. Din partea partidului ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Doamna Pop Iuliana, din partea partidului ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Doamna Stoica Adriana, ALDE, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Din partea partidului PSD, domnul Balaș Constantin, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Din partea partidului PSD, Budu Ștoader, cine este pentru? Dacă doi era Pădurariu, cine s-a găsit domnul Pădurariu, de nu mai este pe listă? Asta nu vă pot răspunde eu. Vă dea alfabetică? Aș chiar, cu literatură. Păi, dar nu ne scrie la cuvânt dacă aveam dispuse bani. Trebuie să vorbim la traficare. Acum sunt supuse la vot. De mă prăjediți, trebuie să fie pe locul 2. Hai să fim realiști, nu s-a găsit nimic la vârsta. Eu aș vrea, dacă permiteți, aș vrea să respectați președintele Comisiei de Validare. Aceste validări sunt conform legii cu propunerile din partea partidelor și dacă sunt probleme vis-a-vis de ce unii sau alții nu sunt, nu cred că e cazul să discutăm aici, pentru că sunt validări ale partidelor politice. Da? Vă rog eu să avem o atitudine de acord. Și dacă îmi permiteți, acolo unde partidele politice au socotit să retragă sprijinul sau au intervenit alte situații de demisie, sau nu este problema noastră, nu asta judecăm noi astăzi. Noi, la baza validării, avem adeverințele eliberate de conducerile organizațiilor județene ale formațiunilor politice din care dumneavoastră cu toții faceți parte, așa încât orice altă problemă care excede ordinii de zi, vă rugăm frumos să o discutați la partidele pe care le reprezentați, nu în cadrul acestei ședințe. Vă rog frumos să respectați această rugăminte, este procedura pe care... Deci eu nu vă pot eu răspunde cine este responsabil pentru că s-a vacantat un mandat al unui consilier local. Legea 115 din 2015, chiar dacă dumneavoastră nu mai ascultați, prevede la articolul 100, aliniatul 33, că în caz de vacanță a mandatului de consilier local va fi validat supleantul pe baza confirmării scrise a partidului politic din care face parte. Comisia de validare asta a analizat și a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Vă rog, doamnă, să continuați. Da, rămăseți la domnul Bucur Ștoadea din partea partidului PSD. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva. Domnul Despa Teodor din partea PSD. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Michitelu Radu, PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă, scuzați. Domnul Moise Carol din partea PSD.
Cine este împotrivă? Abțineri. Domnul Roman Viorel, PSD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Domnul Turciuca Vasile, PSD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Din partea partidului PNL, Diaconescu Marius, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Tot din partea partidului PNL, domnul Milea Fănel, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Întrucât au fost îndeplinite condițiile, mulțumesc pentru validare. La cuvântul domnului președinte. Da, mulțumim, doamne președinte. Fiind validat de toate cele 17 mandate de consilier, considerăm Consiliul Local că este legal constituit și s-a adoptat în felul acesta cea de-a doua hotărâre a Consiliului, hotărârea numărul 2. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, depunerea jurământului de către consilieri a căror mandate au fost validate. Câteva instrucțiuni o să vă dau. Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și articolului 34 din legea 215 privind administrația publică locală. Coroborat cu articolul 8 aliniatul 1 regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat în ordonanța 35 din 2002. Procedura va fi următoarea. Doamna secretar dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața mesei pe care se află Biblia și Constituția României. Consilierul va pune la stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul în două exemplare. Unul se va păstra la dosarul de ședință, iar cel de-al doilea exemplar va fi înălțat consilierului respectiv. Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Sunt astfel de situații? Consilierii care refuză să depună jurământul de credință sunt considerați demisionați de drept. Prin urmare, vă invităm în ordine alfabetică să depuneți jurământul după ce va citi doamna secretar. Totodată, doamna președinte a biroului electoral de circunscripție vă va aduna certificatele doveritoare ale calității de ales local. Subsemnatul Balaș Constantin, consilier local în Consiliul Local al orașului Dărmănești, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea 215 privind administrația publică locală, se pun în fața Consiliului Local al Dărmănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și preceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu.
Domnul Cotras Vasile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului de mai. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Auzi? Domnul, aia creditare? Jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine la locuitorul orașului de Mărești, așa să ne întâlnesc Dumnezeu. Astăzi în fața dumneavoastră. Vă rog frumos să faceți puțină liniște, pentru că totuși le-ați încredințat un mandat. Da? Vă rog frumos. Mulțumim. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului de Mănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Cărmănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să fac cu bună credință
tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pentru binele locuitorilor orașului de Mare. Așa se numește Dumnezeu. Pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești, așa să ne ajute Dumnezeu. Este momentul să declarăm Consiliul Local Dărmănești legal constituit și în acest sens supunem aprobării dumneavoastră hotărârea de constituire a Consiliului Local numărul 3. Da. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Și abțineri. Considerăm că este cazul să mulțumim și mie mă bucur că îmi revine această onoare. De data asta chiar este o onoare să mulțumesc locuitorilor orașului Dărmănești pentru încrederea pe care a acordat-o Consiliului Local și aleșilor din acest tur de scrutin. Urez în continuare consilierilor validați mult succes în activitate, multă sănătate, în așa fel încât să-și ducă la bun sfârșit mandatul încredințat, bineînțeles, spre folosul localității noastre. Da. Mulțumim, domnule președinte! Vă anunț că am reușit împreună să epuizăm prima parte a ședinței de astăzi. Vom trece la partea a doua, nu înainte de a vă felicita și eu pentru acest moment, pentru ceremonia de depunere a jurământului, pentru mandatul cu care ați fost investiți. Vă doresc mult succes, putere de muncă, minte luminată, pace, liniște, armonie, să vă dați mâna dreapta cu stânga, stânga cu dreapta, astfel încât să vă duceți la îndeplinire proiectele pe care le-ați propus, astfel încât să reprezentați cu cinste, cu demnitate
cetățenii care v-au ales și să dea Dumnezeu să ne vedem peste 4 ani în aceeași formulă sau în alta, dar în oricare ar fi ea, să aveți conștiința împăcată că ați făcut ceea ce trebuia să faceți. Vom trece la punctul 4 al ordinii de zi, alegerea președintelui de ședință. În conformitate cu dispozițiile articolului 35 alineatul 1 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local Constituit alege cu majoritatea consilierilor în funcție pentru o perioadă de cel mult 3 luni un președinte de ședință. În aplicarea acestor prevederi legale, vă invit să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Vă rog, doamnă. Propun de domnul Buzatu Mihai pentru primele 3 luni. Mulțumesc. Mai sunt propuneri pentru președintele de ședință? Ne mai fiind propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Rezultatul alegerii președintelui de ședință va fi consemnat în hotărârea numărul 4, cu precizarea că hotărârile de la numărul 1 la numărul 4 se vor semna de către președintele de vârstă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă invit să luați loc în sală, Mă invitați pe mine să dau citire de tărâni de validare. Așa nu e. Nu. Se vede faptul că prezintă ce încrede din moment ce sunt din nou președinte de ședință și încerc să mă descurc în continuare cu lucrările ședinței noastre, dar cu cuvântul doamnei reprezentantă al pretecului pentru citirea sentinței ce minute de validare. Citire de validare, da. Vă rog să-mi permite să citesc sentința civilă numărul 1153, publicat în ședința publică din 13 iunie 2016 de judecătoria Molinești, în dosarul numărul 2729/220/2016. Instanța, supracerii de față, constată următoarele. În baza articolului 30 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, a fost înregistrată pe rolul judecătoriei Măinești cauza de validare a alegerii primarului în circumscripția electorală numărul 6 din orașul Dărmănești, județul Bacău. Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele. Domnul Constantin Toma și-a depus candidatura pentru funcția de primar în circumscripția electorală numărul 6 din Dărmănești, județul Bacău, pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE. Domnul Constantin Toma a întrunit majoritatea de voturi valabile exprimate, recunoscute potrivit legii, respectiv 2839 de voturi, astfel cum rezultă din conținutul procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar din data de 5 iunie 2016. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, instanța constată că au fost respectate prevederile articolului 38 aliniatul 1 din legea 334 din 2006, respectiv că mandatarul financiar a depus la autoritatea electorală permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor, lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți, pentru care a fost depus raportul anterior menționat, între acestea apându-se și partidul și al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților ALDE, pe listele căruia a candidat domnul Constantin Toma. Față de cele constatate, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de legea numărul 215 din 2001 și legea numărul 334 din 2006, în temeiul articolului 308 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, va admite propunerea biroului electoral de circumscripție numărul 6 din orașul Dărmănești, județul Bacău și va valida pe domnul Constantin Toma în funcția de primar.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune admite propunerea biroului electoral de circumscripție numărul 6 din orașul Dărmănești, județul Bacău. Validează pe domnul Constantin Toma în funcția de primar al orașului Dărmănești, județul Bacău. Pronunțată în ședință publică la data de 13 iunie 2016. În definitivă. Mult succes în activitatea pe care o veți desfășura de acum încolo. Vă rog frumos să depuneți și jurământul de credință. Doamna secretar? Da. Subsemnatul Toma Constantin. Vă rog să vă ridicați în picioare. În conformitate cu prevederile articolului 60 aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local Dărmănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Declar investit în funcția de primar al orașului Dărmănești pe domnul Constantin Toma. Doamna președintă, vă rog să-i oferiți și certificatul. În primul rând, vă rog să luați loc. Stimați invitați, dragi dărmăneșteni, este o onoare pentru mine ca astăzi, în acest moment deosebit pentru orașul nostru, să fiu investit în funcția de primar al orașului Dărmănești. Să știți că voi fi un primar demn, un primar corect, un primar care va reprezenta pe toți dărmăneștenii. Cu mare trăire sufletească am depus acest jurământ. Am mai depus jurământul de vreo câteva ori în fața, dacă mă aduc bine aminte, 2008 în fața dărmăneștenilor, în 2014 la instituția prefectului, astăzi 2016 în calitate de primar al orașului Dărmănești. Este o onoare pentru mine că eu am primit cu mare, să zic, responsabilitate votul dărmăneștenilor și pe perioada următorilor 4 ani voi decide împreună cu Consiliul Local care este drumul dărmăneștenilor. Aș vrea să transmit un mesaj celor din Consiliul Local. Sunt un om al echipei. Sunt un om al mesei rotunde. Fiecare din cei 17 consilieri va regăsi în mine primarul pe care și-l doresc. Sunt un om care voi susține cu tărie toate inițiativele Consiliului Local. Fiecare consilier va găsi în mine corespondentul inițiativelor lor. Orice lucru bun pentru comunitate va fi de partea mea.
Orice inițiativă corectă pentru comunitate o voi sprijini. Un mesaj pentru Dărmănește. Dragi Dărmănește, vreau să vă mulțumesc în primul rând celor care m-ați votat și care ați votat echipa AVE. Dar vreau să vă mulțumesc în mod special celor care nu m-ați votat și care nu ne-ați susținut echipa AVE. Poate n-ați avut încredere în noi, dar vă spun cu mâna pe inimă că în următorii 4 ani sunt hotărât să vă câștig și pe dumneavoastră cei care nu ne-ați votat. Veți găsi în mine, indiferent dacă m-ați votat sau nu, același primar. Veți găsi omul care va fi aplicat asupra problemelor dumneavoastră și asupra problemelor dărmăneștenilor. Pentru mine, campania electorală s-a încheiat pe data de 5 iunie. Vreau să facem echipă. Dărmăneștiul are foarte multe probleme și dărmăneștenii au foarte mari așteptări de la noi. Împreună sunt convins că vom reuși, măcar în parte, să rezolvăm aceste probleme. De aceea, îmi doresc foarte mult, așa cum spuneam mai devreme, să facem echipă. Îmi doresc foarte mult să ducem la îndeplinire o parte din ceea ce noi am promis, indiferent de echipa din care am provenit în Consiliul Local. Spuneam, am promis dărmăneștenilor drumuri mai bune, o sănătate mai bună, școală, învățământ și așa mai departe. Toate aceste lucruri le vom putea duce la bun sfârșit cu înțelepciune, cu foarte multă comunicare între noi și cu dorința sinceră de a face ceva pentru comunitatea noastră. Vreau să vă mai spun, în finalul discursului meu, că toate aceste lucruri pot fi făcute, dar trebuie să respectăm câteva elemente de care eu țin cont și de la care nu mă voi abate. În primul rând, respectarea legii. Pentru mine, a respecta legea este esențial. În al doilea rând, este nevoie să cheltuim eficient banul public. Tot ceea ce vom cheltui la primărie, vom face niște analize ca acești bani să aibă eficiență maximă. Și nu în ultimul rând, vom fi transparenți. Mereu am spus că acolo unde nu există transparență, sunt interese. În mine veți găsi omul transparent, omul care oricând vă va răspunde ferm la întrebările pe care comunitatea dărmăneșteană le va avea. Deci dacă vom respecta legea, dacă vom fi eficienți în cheltuirea banului public și dacă vom fi transparenți, sigur vom face echipă. Mulțumesc, vă doresc multă sănătate și să aveți încredere în echipa pe care dumneavoastră pe data de 5 iunie ați mandatat-o să conducă destinul orașului Dărmănești pentru următorii 4 ani. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a trece la punctul 4 al ordinii de zi, permiteți-mi să felicit din partea mea personală și din partea colegilor consilieri pe domnul primar. Să-i doresc multă sănătate, să rămână la fel de tânăr și frumos pentru următoarele 10 mandate de aici. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, fiind vorba de alegerea viceprimarului. Trecerea tradițională să fac o precizare și cu privire la alegerea viceprimarului și cu privire la funcția de viceprimar. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizație aferentă, conform articolului 57 aliniatul 7 din legea administrației publice locale. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002, pe bază de buletin de vot. Acesta este buletinul de vot. Propunerile dumneavoastră pot fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret, înscrierea cuvântului da,
în interiorul papulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Deci, acolo unde vedeți coloana opțiunea, în dreptul preferinței dumneavoastră, veți înscrie cuvântul da. Propunerea de candidat pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri în conformitate cu prevederile articolului 11 aliniatul 2 din ordonanța 35 din 2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. În situația în care nu se va întâlni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații aflați spre primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a obținut numărul cel mai mare de voturi. După aceste precizări, vă rog, domnilor și doamnelor consilieri, să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Aveți cuvântul. Din partea grupului ALDE, propun cu domnul profesor Zadu Mihai. Mulțumim. Din partea grupului PSD, propun pe domnul Mihai Bravo. Mulțumim. Mai sunt propuneri pentru funcția de viceprimar. Domnul Deaconescu Marius. De partea? PNL. PNL. Acceptați? Da, propunerea. Domnul Mititelu Radu. Domnul Mititelu Radu. Acceptați. Domnul... Și domnul Diaconescu Marius. Diaconescu Marius nu acceptă. Nu, deci practic rămân două. Rămân două propuneri pentru această funcție de viceprimar. Da? Doamna secretar. Da, doamna secretar, va trebui să înscrieți în buletinele de vot cele două propuneri în ordinea în care au fost făcute. Care să asiste la procesul de numărare a voturilor. Să vă desemnați trei consilieri locali. Vă rog. Domnul Roman Fiore. Domnul Roman Fiore. Da. Doamna Stoica Adriana. Doamna Stoica. Și? Și mai... Mai încă un. Am zis trei. Doamna Stoica. Deci cei care s-au auzit strigați, desemnați, să vină mai în față. Mai încă o persoană, doamna. Încă o persoană. Nu-și amică. Nu-și amică. Vă rog frumos să veniți aici. Să spate în spate. Cel mai dinăță să fie o cenărită. Nu ne poate să Nu, 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 n
Cred eu că este foarte, foarte mult de muncă,
Dumnezeu să vă ajute să vă țin cu sănătatea și bazându-mă pe experiența domnului Buzatu, a avut un mandat de primar, două mandate de viceprimar, sper că experiența dumneavoastră la administrația publică să spună cuvântul și împreună să reușim să, așa cum spuneam mai devreme, să ducem la îndeplinire mare parte din promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală și să răspundem în același timp provocărilor pe care dărmăneșterii le așteaptă de la noi. Felicitări! Nu sunteți copleșiți de emoții, trebuie să spuneți câteva cuvinte. Emoțiile am început la începutul ședinței. S-au terminat? M-am consolat cu aceste emoții, ele mai sunt. Oricum, mă simt dator să mulțumesc încă o dată Consiliului Local Nou Ales și cetățenilor orașului Dărmăneș și, bineînțeles, audienței prezente aici, pentru faptul că au totuși încrederea că voi desfășura împreună cu domnul primar o activitate serioasă la Dărmăneș, în limitele vecii și benefică pentru întreaga localitate. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că am fost ales în această funcție și sper să nu dezamăgesc absolut pe mine. Da, îmi reiau funcția pe care o am astăzi în dată ședinței aceea de președinte al ședinței și trecem la următorul punct al ordinei de zi și, de fapt, punctul ultim. Este vorba de aprobarea numărului și componenței comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local. Uitați aici comisiile. Da, în conformitate cu dispozițiile articolului 54, aliniatul 1 din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Propun ca în localitatea noastră să existe 3 comisii pe domenii și acestea să cuprindă următoarele aspecte. Prima comisie, Comisia Juridică pentru Administrație Publică, Învățământ, Cultură, Sport, Sănătate, Protecție Socială, Respectarea Drepturilor Cetățenilor și Apărarea Ordinii Publice. După cum vedeți, este prin felul în care se denumește, este o comisie importantă și consider că trebuie să aibă 7 membri în componența sa. Comisia a doua. Este Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe, Realizare de Lucrări Publice, cu 5 membri. Și ultima comisie, Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului, Protecția Mediului, Comerț, Conservarea Monumentelor Istorice, tot din 5 membri. Supun la vot numărul de comisii. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. De asemenea, supun aprobării dumneavoastră domeniile de specialitate pe care deja le-ați auzit. Și numărul de imediat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. De asemenea, supun la vot numărul de membri care intră în componența fiecărei comisii. Supunem la vot numărul prin comisii de 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Comisia a doua, un număr de 5 membri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și comisia a treia, un număr de 5 membri. Cine este pentru? Împotrivă. Și abțineri. Având în vedere că am stabilit câteva lucruri, trecem la propuneri. Se completează acum comisiile cu membrii corespunzători. La prima comisie vă rog să faceți propuneri. Doamna Mocodreanu. Din partea 4.2 alte, propun că
doamna Voicița Mititelu, domnul Buzatu Mihai, doamna... Stați un pic. Iliana, Nicodim. Nicodim Elena, Mititelu Voicița, copiii Iliana, Buzatu Mihai. Patru. Mai sunt încă trei. Da, mai sunt necesare trei propuneri. Prima e comisia de urbanism, da? Nu, comisia juridică. Juridică, administrație publică, învățământ, cultură, sport, sănătate, protecție sociale, șapte membri. Da, domnul Balaș. Domnul Roman și domnul Turciucă Vasile. Deci domnul Roman și domnul Turciucă. Am șapte. Nu, șase sunt. Mai trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și încă una. Mai e necesară o propunere. La comisia juridică. Da. Fănică Milea, da? Domnul Milea, da. A scris-o? Da. L-am închis. În da. Cazul Milea. Milea, Milea. Fănel. Fănică Milea. Fănel, da. Da. Supunem la vot pe cei propuși. Pe fiecare. Deci, Nicodim. Doamna Nicodim. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Doamna Mititelu Voicița, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Pop. Doamna Dr. Pop, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Buzatu, cine este pentru? Împotrivă și abțineri. Domnul Roman, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Domnul Turciucă Vasile, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri. Și domnul Mirea Hrănel, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Prima comisie, comisia numărul 1, este deja constituită. Comisia a doua, Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe, realizare de lucrări publice. Comisia din 5 membri, așteptăm propuneri. Ziceți, domnul... Din partea ALDE, avem pe doamna Oana Mocondureanu și pe doamna Stoica Adriana. Da. Domnul Esa. Din partea Partidului Social Democrat, pe Balaș Constantin, pe Mititelu Radu și pe domnul Ungoș. Mititelu și? Da. Mulțumesc. Supunem la vot. 4-5. Pe doamna Mocondureanu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Spaica. Doamna Spaica. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Balaș. Domnul Balaș. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mititelu. Domnul Mititelu Radu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bogoș. Și domnul Bogoș, cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la Comisia a treia, Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului, Protecția Mediului, Comerț, Conservarea Monumentelor Istorice. Conducă în 5 membri. Vă rugăm să faceți propuneri. Doamna Dr. Pop. Mulțumesc. Alte propuneri, domnul Mititelu? Din partea PSD, propun pe domnul Despot Teodoră și Moise Cara. Mulțumesc. Mai e nevoie de o Mai este nevoie de o propunere? Domnul Iaconescu. Da. Da. Să punem la vot. Domnul Potvas, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Domnul Hairele, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Domnul Despa, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Domnul Moise Caro, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Și domnul Diaconescu Mare, cine este pentru? Împotrivă? Și abțineri. A fost votată și ultima constituire a ultimei comisii și s-a adoptat, și s-a adoptat hotărârea numărul 6 a Consiliului Local.
Consider că ședința noastră poate lua sfârșit, dar înainte de a o încheia, dau cuvântul domnului primar pentru a face prezentările invitațiilor la ședința noastră de constituire astăzi. Mulțumesc, domnule viceprimar, domnule președinte. Mai avem două lucruri de făcut în încheierea ședinței noastre, prime ședința Consiliului Local. În primul rând, înainte de a prezenta invitații noștri, care astăzi au hotărât și s-au alăturat echipele noastre, înainte de a-i prezenta, aș vrea să vă rog ca părinții noștri, preoții care astăzi sunt de față, să ne facă o binecuvântare, o slujbă, pentru că, practic, cu această comisie s-a încheiat astăzi constituirea Consiliului Local, noului Consiliu Local, și vă rog să-mi permiteți să dau întâi cuvântul părinților, după care, cu mii de scuze, invitaților mei. Vă rog, vă rog. Pentru cei prezenți astăzi, pentru sănătatea, sporul, ajutorul și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cazul pe care să vă sigere în jertfe, cu Său cea mai presus de cerul, mulțumirea și rugăciunea noastră, de acum ne vrem celor grosăi și cu îndurare, să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să nu se întoarcă, să audă și acum glasul rugăciunii noastre, nevrencilor grosăi și buna cererea lui Dumnezeu să împlinească, să ne dea nouă facere de bine bisericii sale și la întreg poporul său, cel binecredincios, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i zbăvească biserica sa și pentru robii săi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău, ne miluiești. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,
cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cine și uitați și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu erudiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni care a lui Dumnezeu. După adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune-nă cum ți se pare ție. Trebuie să dăm dar de cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mai ispitiți? Arătați-mi banul, dar de iade i-au adus un dinar. Și le-a întrebat: al cui sunt chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, a răspuns ei, atunci a zis către ei: Dați deci înapoi cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind acestea, puterea de a stăpâni împărăția și rânduiala întocmirilor omenești prin lucrarea sfințitoare, măreață și nespusă a harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea dată de la Tine lor și să ne străduim a ne împlini datoriile într-un mic împotrivindu-ne voinței Tale de a da cezarului ce este al cezarului și a lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Binecuvintează-i, Doamne, priorii Tăi pe care i-ai rânduit să conducă pe Toma, Constantin, Mihai, Elena, Gorghița, Iuliana, Adriana, Vasile, Florentina, Ioana, Cosmin, Marian, Solel, Marius, Constantin, Iurel, Radu, Vasile, Teodor, Carol și toate, încoronează-i cu arma adevărului și a bunei voințe, veghează asupra capului lor, supunând pe toți vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, dăruiește-le lor adâncă și statornică pace și pune în inimile lor gânduri bune pentru Sfânta Ta Biserică și pentru tot poporul Tău și comunitatea din Gărmărești, ca într-o pacea lor viață pașnică și neturburată să avem în toată cucernicia și curăția. Dăruiește-le, Doamne, sănătate lor și pe cei care îi conduc bună înțelegere și tărie, ca să poată sluji cu toată dorirea și responsabilitatea misiunea încredințată lor de Tine, prin alegătorilor, urmând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și dregători care au slujit cu credincioșie și jertfenicie țara și biserica și neamul,
că tu, stăpâne al veacurilor, dai fiilor oamenilor stăpânire asupra celor ce se află pe pământ, căci nu este adevărată stăpânire în afara celei care vine de la tine, iar cele ce sunt de la tine sunt rânduite. Că tu ești conducătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dragă ucenice, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevărat, sunt Dumnezeul nostru, pentru căciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și într-un tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților Împărați, cu rugăciunile Sfinților Îngeri, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezei și Părinții Achim și Ana și Oricuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, Toma, Mihai, Elena, Vochița, Iuliana, Adriana, Vasile, Florentina, Ioana, Cosmin, Marian, Fănel, Marius, Constantin, Viorel, Radu, Vasile, Teodor, Carol și Toader, cu toți ai caselor și tuturor celor care sunt de față la această slujbă. Dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile întru toate bună sporire și păzește pe dânsii într-o mulți fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire. Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi! Să sănătoși, vă dorim mult sănătate, Dumnezeu să fericim! Nu mai ținem cuvânt, că... Mulțumesc foarte mult și eu răstiților voastre că ați fost alături de noi. Vă rog să luați loc, un minut mai durează și termină. Spuneam că avem câțiva invitați alături de noi și aș vrea să îl prezint. Era printre noi domnul primar de la, proaspăt primar de la Sălin Moldova, domnul Gheorghe Baciu, nu știu dacă mai e. A venit de la investirea dumneavoastră de la Sălin Moldova, a fost alături de noi. Domnul primar de la municipiul Moinești, Viorel Ilie. Viorel, nu știu dacă mai e și Viorel. Domnul viceprimar de la, Moinești este aici, Valentin Vieru. Domnul director al Poștei Române pe județul Bacău, domnul Iubiu Giunete, mulțumesc.
domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Marius Gheorghiță. Este nou ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Ieri, practic, a fost, să zic așa, investit în noua funcție. Astăzi este pe teren la datorie. Și, în ultimul rând, domnul deputat Constantin Avram, președintele al... Am să mai prezint din partea instituției prefectului Bacău o colegă tare dragă mie, doamna Cristina Ciubotaru, care este aici alături de noi, care a venit în echipă cu doamna Roxana Neagu, care am lucrat timp de 2 ani de zile, am avut o colaborare extraordinară. Îți mulțumesc, Cristina, că ai venit la investirea mea, m-a promis, mi-a zis, domnule, dacă nu de primar, voi veni la investire. Mulțumesc tare mult! Înainte de a da cuvântul colegilor noștri, loc pe domnul Balaș Constantin, viceprimar cu atribuții de primar până astăzi, să ne spună câteva cuvinte. Te rog, să. Dragi dărmăreșteni, sunt și eu pe această cale să vă mulțumesc să mulțumesc tuturor celor care mi-au votat în campania 2016, vă mulțumesc și celor care nu mi-au votat. Vreau să vă spun că în 2012 ne-am luat Partidul Social Democrat, am promis dărmăreștenilor că vom face niște lucruri. Și vreau să vă amintesc că ne-am ținut de cuvânt. Împreună cu echipa din 2012, Consiliul Local de Mănești, care era format atunci, majoritatea PSD, s-a făcut grădinița cu program prelungit. Deci la toamnă copiii vor putea merge la această grădiniță. S-a făcut căminul de la Plonu, un cămin foarte frumos. Canalizarea Dărmăneștiului a fost o lucrare amplă, 52 de kilometri de canalizare, în proporție de 90% s-a realizat. Sunt probleme tehnice care trebuie să rezolvate în următoarea perioadă. S-a făcut podul peste Răuz. E un proiect major și acesta. S-au făcut 2 km de asfalt în cartierul Grădulești. Mai e o stație de epurare la care se lucrează. Deci sunt lucruri care s-au făcut. N-are rost să vă mai spun ce s-a făcut în Dărmănești. Îi urez noului primar, sănătate și multe realizări. Și să-l ajute echipa și tot Consiliul Orașului Dărmănești. Mulțumesc și eu, domnului Balaș Constantin, pentru tot ceea ce a făcut în ultimele 6 luni pentru bunul mers al lucrurilor în Orașul Dărmănești. Sper, domnule Balaș, că veți fi continuare în de aceeași parte, să zic, a lucrurilor și în Consiliul Local. Dorința noastră, așa cum spuneam, este de a face lucruri bune pentru Dărmănești. Sunt convins că și echipa PSD va fi alături de noi. Aș vrea să dau cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Marius Gheorghiță, un om de care, sincer, mă leagă foarte multe lucruri și la ușa căruia voi bate cu siguranță perioada următoare, pentru că Dărmăneștiul are câteva proiecte care trebuie dezvoltate cu sprijinul Consiliului Județean și cred că domnul Marius Gheorghiță ne va sprijini din poziția dumneavoastră. Te rog, Gheorghiță. Da, vă mulțumesc mult, domnule primar. Vreau să vă felicit pentru această funcție pe care și responsabilitatea pe care o aveți vis-a-vis de cetățenii din Dărmănești. Vreau să-i mulțumesc și domnului președinte și deputat Avram, care a știut să aleagă o echipă aici pe Vale, a știut să lege acele oaturi care în perioada următoare cu siguranță vor da roade. Domnul primar a anunțat mai înainte că de astăzi sunt pe teren. Vreau să vă spun că de ieri am fost la Moinești, astăzi sunt la Dărmănești și deja știu multe din problemele care sunt și care se pot rezolva cu sprijinul Consiliului Județean. Sunt multe proiecte, mă voi bate pentru a sprijini colegii de pe Vale și nu numai. Știu că la Dărmănești de mulți ani este o problemă care încă nu s-a rezolvat, vom încerca să o rezolvăm cu acel drum județean care trebuie urgent
să intre în reparație. Eu, cât pot, voi ajuta și voi fi mereu prezent între oameni, bineînțeles împreună cu echipa care mi-a dat această putere și voi fi alături de dumnealor. Încă o dată felicitări pentru domnul primar, felicitări pentru echipa de la Dărmânești, felicitări pentru Consiliul Local, multă putere de muncă, o vară mai răcoroasă, vedem că ploaia aduce roade, sper ca și domnul primar să aducă roade în Dărmânești. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnului vicepreședinte. Mă bucur că ne-a promis, așa cu niște ghilimele, că va sprijini, eu zic, repararea, reasfaltarea drumului județean. E vorba de drumul care duce spre Coasta Lacului. Este o nevoie. Noi dorim să dezvoltăm turistic zona, Valea Buzului, da? Și fără acest drum ne e foarte greu să ne atingem obiectivul. Aș vrea să îl rog pe bunul meu prieten și nou primar de Slănic Bordoa să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor și vă cunoașteți dintr-o altă ipostasă. De data asta, de astăzi sunt într-adevăr primarul orașului Slănic Bordoa. Am cunoștințe și la ALDE și la PSD și la PNL în Dărmânești. Și nu vreau să fac anumite separatisme. Aș vrea doar să constatăm că astăzi, din 2016, putem să vorbim și în România de o înțelegere a politicii în adevăratul sens al cuvântului. Suntem într-o echipă, candidăm într-o echipă, când am ajuns la putere, trebuie să ne ajutăm în condiții corecte, civilizate pe cel de la putere, dacă nu se atragem atenția ca atunci când se abate de la drumul corect să îl tragem de mânecă, să nu votăm sau să facem o poziție bună. Sunt într-adevăr PNL, sunt cumva de altă parte dacă discutăm de politica județului, dar nu mă voi lăsa până când nu voi nu are legătură. Are legătură doar că în toată campania am vorbit de turismul de la poale în munților Carpați din zona noastră de bazin de Totuș. Și dacă Moinești va deveni foarte repede stațiune, încercăm cu Dărmăneștiu, Comăneștiu, Târgu Ocna, domnul Șirochi, a fost astăzi la investirea mea și domnul Viorel Ilie, și îmi pare rău că nu este domnul Ilie aici, dar știți că acest este, da? Domnul primar, haideți puțin mai în față. Da? Vreau să vă apreciez prietenia și faptul că chiar și din partide diferite putem să performăm, să ne unim pe proiecte sănătoase și durabile pentru zona noastră. Vă asigur că Slănic Moldova este un oraș primitor, va fi din ce în ce mai frumos. Vă aștept la Slănic Moldova să petrecem împreună clipe frumoase și, de ce nu, vă spun proiectul meu pentru Slănic Moldova. În Moldova, primul este, vă invit să fiți fratele Slănicului, să donați un arbust ornamental care îl plantăm pe Valea Slănicului și să reveniți să-l vedeți măcar anual, dacă nu lunar. Vă mulțumesc încă o dată mult, îi doresc domnului Toma și pe dumneavoastră mult succes. Apreciez cum s-a desfășurat și aici, față de ce am auzit în alte consilii locale, chiar un lucru civilizat și apreciez foarte mult. Vă felicit și vă doresc sănătate și succes! Mulțumesc și eu, domnului primar, să știți că am avut câteva de emoții când a zis că nu se lasă până nu, mă gândeam trece la alte. Dar bine că a punctat dumnealui. Viorel, te rog, spune-ne și tu câteva cuvinte. Țin să ne spună Viorel câteva cuvinte. Este un primar al treilea mandat, un primar care a performat în municipiul Moinești și este unul dintre cei mai buni primari de ANDE din țară, dar nu chiar cel mai bun. Te rog, Viorel. Nașul meu, poate. Bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur că am reușit să iau parte și astăzi la ședința de investire a domnului Toma în funcția de primar al orașului Dărmănești. Îmi amintesc că am participat și în 2008 aici, da? Așa când s-a constituit Consiliul Local în 2008, atunci proaspăt primar și eu la municipiul Dărmănești. Sunt amintiri foarte frumoase.
Dar în timp, iată că Dumnezeu, spun eu, a rânduit lucrurile ca de-abia de acum Toma Constantin să fie primarul de Mărășteniilor. Și spune că n-a făcut un lucru rău. Și o spun așa, ca un bun creștin, că trebuie să lăudăm pe Domnul nostru în tot ceea ce face. Și de ce spun că n-a făcut un lucru rău? Că a făcut-o acum. Pentru că, de timp, Domnul Toma Constantin a căpătat experiență în administrație, în administrația locală, ca viceprimar până în 2012, cât și în calitate de subprefect. Totdeauna am spus că mă gândesc cu prietenii mei și încerc ca pe ceea ce fac eu personal zilnic să nu-i dezamăgesc și împreună să fim exemplu și pentru alții. Să dea Dumnezeu să vă îndepliniți proiectele pe care le-ați propus, să nu uitați ce ați promis în campanie, să, și dacă l-ați promis, așa cum nici eu nu prea promit, să faceți ceea ce trebuie să faceți și ceea ce așteaptă de mănișteinii, iar de astăzi, apropo de prietenul meu, cum a spus iernașul politic, al domnului primar de Zălin Moldova, Gheorghe Baciu, să uităm puțin partidele politice, mă scuzați, domnul președinte, da? Și să ne apucăm de treabă. Partidul politic v-a adus cumva pe o listă în această situație, mai puțin independenții. Dacă nu greșesc, da? Din acest moment, vă rog să faceți ceea ce trebuie să faceți pentru comunitate și să aveți răspunsul potrivit celui de la partid, să-i spuneți că n-am putut să votez împotriva domnului președinte, pentru că chiar trebuie făcut asta în Dărmănești. Da? Așa să dea Dumnezeu să se întâmple și în Consiliul Local și să îți doresc în final domnul primar, Toma, Tomiță, să spun eu, domnul viceprimar, să dea Dumnezeu să aveți în jurul dumneavoastră numai oameni de calitate, atât în Consiliul Local, cât și în primărie, cât și în comunitate, care să vă sprijine în ceea ce faceți. Că singur nu o să puteți să faceți mare lucru. Așa să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Viorel. Viorel e prietenul meu vechi de mult, mi-a fost și șef. Un șef dur, mai puțin, vă rog. Cu accepțiunea, compromisă, hai să-i spunem copt. Mai copt. Da. Bun găsit tuturor. În calitatea pe care vremelnic o am, aceea de secretar general al Comisiei de Administrație Publică din Camera Deputaților, vă felicit în numele acestei comisii și în numele Parlamentului României pentru maturitatea votului dumneavoastră, pentru frumoasa derulare a ședinței de astăzi, pentru eleganța de care ați dat dovadă. Și vreau să vă reamintesc tuturor, ca un om cu destulă experiență în administrație și cu mână bună, se pare, că actul administrativ poate fi îndeplinit numai printr-o pârghie politică. La decizia actului administrativ se ajunge numai prin pârghie politică care reflectă voința oamenilor. Este foarte adevărat că pârghia politică este numai o pârghie. Actul administrativ, în schimb, decizia administrativă nu poate avea culoare politică. Și vă spune un om care, subliniez încă o dată, are experiență în administrație, de poate să dea și la mulți alții mai tineri. Interesul comunității, repet, nu are culoare politică. Motiv pentru care și eu vă îndemn și vă sfătuiesc să uitați micile asperități politice, micile abordări politice vis-a-vis de interesul cetățeanului. Interesul cetățeanului este
atributul exclusiv al unei decizii, cum am spus, administrative, nu politice. Asta nu înseamnă că pluripartitismul nu trebuie să se facă simțit și la Dărâmănești. E foarte bine, Consiliul Local este reprezentat de formațiunile politice aici amintite. Vă doresc tuturor un mandat ușor, îl felicit pe domnul primar pentru mandatul obținut. Încerc un sentiment de mândrie legat de faptul că ați ascultat sfatul meu și vă felicit încă o dată pentru maturitatea votului dumneavoastră și vă reamintesc că am propus politic o persoană de care dumneavoastră aveți nevoie. Felicitări tuturor și un mandat liniștit, cu realizări, ca după 4 ani să puteți arăta celor care v-au votat ceea ce ați spus în practic. Încă o dată multă sănătate și mandat ușor tuturor și dumneavoastră. Înainte de a-i da cuvântul domnului Buzatu pentru în calitate de președinte de ședință să închidă ședința, vă rog să nu plecați, după ce s-a terminat, avem aici un pahar de șampanie, o prăjitură, vă rog tare mult, mă bucur foarte mult că ați venit, că ați fost alături de noi, că ați suportat cu stoicism căldura din această sală, promit că dacă și colegii din Consiliul Local vor fi de acord, vom monta un sistem de aer condiționat, pentru că astăzi am suportat cu toții căldura asta istoritoare. Deci vă rog să fiți alături de noi în continuare, să ciocnim un pahar de șampanie și să folosim, să servim și o prăjitură. Am să-i dau cuvântul doamnei Roxana Neagu, un cuvânt pe primat instituției. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ședință de constituire a Consiliului Local al orașului Dărmănești, pentru modul în care ați înțeles să vă prezentați la această ședință. Personal, tot ce am avut de transmis am făcut-o pe parcursul ședinței atunci când am avut ocazia. Vă rog să-mi permiteți, domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri locali, să vă transmit din partea domnului prefect al județului Bacău, domnul Ioan Ghica, multă sănătate, mult succes în mandat și putere de muncă. Da. Îl invit pe domnul președinte să declare închise lucrările ședinței de astăzi. Da, am ajuns la finalul lucrărilor ședinței noastre de astăzi. Eu am mai spus printre rânduri câte ceva. Am transmis felicitările de rigoare, le transmit încă o dată domnului primar pentru alegerea făcută. Transmit în același timp mulțumiri tuturor celor din sală, tuturor invitaților și în special dărmăneșterilor pentru faptul că au înțeles că la Dărmănești istoria mai trebuie să se schimbe. Consider că de aici încolo vor începe responsabilitățile. Au fost, sigur, și arbitrarii până acum au fost foarte responsabili, dar de aici încolo va trebui ca responsabilitatea și legea să fie de primul plan. Nu știm cu ce vom începe. Va trebui să vedem care este opțiunea domnului primar, opțiunea consilierilor și, bineînțeles, să vom începe cu ceea ce este urgent, cu o urgență a priorităților, dacă vreți. Sunt multe de făcut, nu în sensul denigrator, să nu mă înțeleagă, în sensul că n-au făcut ceilalți și trebuie să facem noi. Nu. În fiecare mandat, fiecare a făcut atât cât i-a permis bugetul, cât i-au permis legislația în vigoare și credem că fiecare trebuie apreciat la rândul său în felul lui. Noi considerăm că vom lua de aici încolo problemele și vom face ceea ce trebuie la Dărâmănești. Declar închise lucrările ședinței de astăzi și așa urmează domnul primar, vă rugăm